Salutări, dragi prieteni, salutări și bine v-am regăsit la un nou video! Ei bine, dragii mei, vom vorbi despre smartphone-uri ce poate nu știai! Ei bine, sunt niște zvonuri, acum, zilele astea circulă, și dar hai despre prima dată să fac așa o introducere despre ceea ce vreau să vă anunț. Ei bine, mai toată lumea avem sau alții poate aveți smartphone-uri, și ne bucurăm să avem o cameră pe dânsul sau pe dumnealui. Cum la fel am și eu. O singură cameră amărâtă, mă rog, nu e amărâtă, e o cameră bună de care eu sunt foarte mulțumit, dar mă rog, cam așa arată un telefon cu o singură cameră. Ei bine, o singură cameră face ea ce face, e bună, e mai puțin bună sau e slabă sau e extraordinar de bună. Principalul e că avem o cameră cu care să facem poze, o cameră cu care să filmăm. Și aici mă refer camera principală, nu mă refer la cea selfie, cea frontală. Așa că, da, telefoane cu o singură cameră. Și bineînțeles, aștept în comentariul vostru să-mi spuneți voi câte camere aveți. Și nu mă refer la apartament, la smartphone-ul vostru. Ca mai apoi, dragii mei, să vină moda cu două camere. Două camere mari și late. Măi, da, ce frumos arată, domnule, pentru că e frumos să ai două camere. Dar ce spui totuși când poți să vii cu trei camere? Da, deci ne-am arătat. Venim cu două camere, hai că vă mai băgăm încă o cameră în plus să aveți acolo semaforul. Ei bine, avem și semafor cu cameră ce se bucură, dat, mă rog, de o calitate mult mai bună la poze. Deci ai niște chestii, niște fundaluri, niște chestii în plus. Bineînțeles că toate sunt bune. Ce e în plus e bun, ce e în minus e de rău. Doar nu erau să oprească la trei camere. Și atunci s-au gândit așa, domnule, hai să scoatem și telefon cu patru camere. Și Lenovo, uite că au reușit. Mă rog, Lenovo și după aceea au venit și cei de la Samsung și așa, și o să vedem mai multe telefoane cu patru camere, ceea ce înseamnă că e un lucru și mai bun. Adică, Doamne iartă-mă, dacă au fost trei, de ce să nu fie patru? Și dacă au fost patru, s-au gândit cei de la Nokia, domnule, hai să brevetăm și noi un patent și hai să scoatem și noi un telefon cu 5 camere. Mă dau un col de treabă. 5 camere? Da, 5 camere, după cum se vede, 5 camere. 1, 2, 3, 4, 5. Mă rog, că nu sunt doar cele 5 camere, chiar dacă avem 7 cerculețe pe acolo. Două dintre ele avem senzor și blitzul, bineînțeles. Adică lumina aceea pe care o folosiți voi atunci când e întuneric sau când e înorat. Bun. Ei bine, dragii mei, toate și frumoase. 5 camere? Ei bine, ce au spus cei de la LG? Doar 5 camere. Ce naiba, domnule? Hai să scoatem noi ceva mai șmecher. 16 camere super mari și late. Adică, domnule, cineva spunea, țin minte, mai de mult am citit eu într-un, pe un site undeva, zice, domnule, tot nu fac ăștia nimic dacă nu-ți umple telefonul de camere. Ei bine, să nu zici niciodată, pentru că ia uite, 16 camere. Și asta nu e, mă rog, a fost patentat acest brevet, da, de 16 lentile. Nu vă gândiți acum că toate lentilele astea o să lucreze și o să-ți facă aceeași poză. Deci fiecare lentilă e cu treaba ei, da? Deci să ne înțelegi, posibil să prin setări să faci poze într-un fel cu o singură cameră sau chiar două camere, să folosească o altă, nu știu, o filmare, să ai, nu știu cum, să blurezi în spate, să te folosești de o cameră și cea de-a doua cameră să ia în prim plan. Deci chestii de genul, m-ați înțeles? Și nefiind încă, e ceva ca o știre, ceva ce nu se știe exact, așa că va putea arăta chiar și așa ceva în partea stângă și dacă nu vă dați seama cam cum ar arăta, ar fi ceva de genul, cam așa ar putea să arate. Eu zic că mai degrabă ar arăta așa sau nu știu, s-ar putea chiar să arate și în felul acesta pentru că n-ar fi așa îngrămădite camerele, cu toate că nu știu unde mai încap bateria, unde mai încap toate cele pe acolo. Sau s-ar putea să arate chiar așa, da? 16 camere. Ia uitați-vă și voi, dragilor, cum arată acest telefon. Acum gândiți-vă voi, ce husă-i pui ăstuia? Da, pentru că ai nevoie de o husă. Deci husa o să fie decupată acolo sau poate o să aibă un grilaj făcut. Nu știm. O să vedem dacă într-adevăr acest telefon și o să apară, nu doar că a fost patentat și brevetat, mă rog, brevetat.
Rămâne să, să vedem dacă într-adevăr apare acest telefon și dacă apare acest telefon de la LG, cel mai probabil o să sară și alții cu astfel de telefoane și rămâne să vedem prețul unui astfel de device. Ei bine, dragii mei, cred că v-ați convins și voi că viața asta e plină de noutăți. Așa, chiar aștept în comentariul vostru să-mi spuneți ce părere aveți și dacă voi v-ați lua un telefon, un astfel de telefon sau de smartphone, mai bine zis. Bun, acum dacă tot am trecut la astfel de chestii, hai să vedem acum la bretonel. Păi vă știți ce înseamnă bretonelul, pentru că în ultima vreme telefoanele au venit da, cu un fel de bretonel, notch. Și el arăta cam așa, măi, destul de mare și mulți au fost nemulțumiți. Chiar dacă puteai să decupezi ecranul, mă rog, nu cu poarfeca, nu cu cuțitul, adică din soft, să nu se mai, să-ți facă ecranul drept, adică în partea de sus, cu toate că îți apărea, vedeți că el la margine rotund, e rotunjit. Ei bine, cu acea mascare a acestor da, părților din stânga și dreapta, practic îți face partea stângă să fie tăiată, dreaptă, iar partea dreaptă să-ți fie rotunjită la margini. Ceea ce mulți nu sunt foarte, foarte mulțumiți de această chestie. Mă rog, și bretonelul nu că el arată, e estetic, arată frumușel. Știu și eu, alții au fost pro, alții contra. Sau cel mai bine spus, cei mai mulți au fost contra și nu le-a plăcut acest bretonel. Și ca urmare au urmat alte bretonele, adică ceva mai micuțe, cum vedeți în imaginea aceasta. Deci e mai micuț, hai că nu mai deranjează chiar așa tare. Dar totuși unii au spus, domnule, tot e urât. Și atunci ce au zis? Hai că facem altceva. Îl facem și mai micuț. Ei bine, ia uitați, e mai micuț. Aici nu prea mai ai ce să comentez sau nu știu, că tot au fost vociferări și comentarii. Și atunci și-au zis cei de la Samsung, hai că facem noi ceva. Scoatem un smartphone pe care îl numim Samsung A8S, nu Star, S, care arată cam așa. Ei bine, dragii mei, au un decupaj în ecran, adică o mică găurică pe unde este camera, iar bineînțeles că tot ai nevoie de niște senzori, acești senzori sunt bine ascunși în acest frumos ecran, Infinity, așa îi spune acestui ecran, și probabil din cauza că nu mai e difuzor, nu mai e nimic, adică ecranul este curat. După cum vedeți și voi, arată super bestial. La fel, aștept comentariul din partea voastră și vis-a-vis de acest telefon sau de această tehnologie în care, da, să decupeze, să facă o găurică în ecran. Mă rog, nu e ceva bătut în cuie, sunt doar niște zvonuri, cu toate că s-ar părea că așa va veni acest ecran. Unii spun că ar putea să vină această găurică înspre mijlocul telefonului, mă rog, în partea de sus în mijloc, sau partea dreaptă. Rămâne de văzut însă unde, ce și cum vom avea această găurică. Sperăm să nu fie în mijlocul ecranului. Asta ca o mică glumă. Mă rog, nu o să fie în mijlocul ecranului, stați liniștiți, nu vă speriați. Mă rog, așteptăm să vedem și ce o să apară și cum o să apară, pentru că acest telefon se spune că va apărea în ianuarie, luna viitoare, că ar fi peste 2 luni. Da, mă rog, mă mai grăbesc și eu, vreau să treacă lunile cât mai repede, adică să vină sfintele sărbători să ne bucurăm de ele, că mă rog. Le așteptăm, nu? Așa că, dragii mei, dacă v-a plăcut și mai vreți astfel de video, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați și voi un share pentru a vedea și prietenii voștri și subscribe, adică să vedeți și voi în comunitatea prietenilor. Și până data viitoare, eu v-am salutat și v-am pupat. Pa, pa!